Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Ale și astăzi vin cu un nou videotutorial, sper eu, interesant, în care o să vorbim despre cum anume puteți crea conținut viral pentru diferite platforme cu ajutorul site-urilor ce folosesc inteligența artificială. Cu siguranță ați văzut diferite conturi pe TikTok ce au ca și conținut video doar prezentări ale unor seriale, ale unor desene animate sau ale unor filme de succes în diferite părți. Urmărind acest videotutorial veți putea să vă creați și dumneavoastră conturi fie pe TikTok, fie pe Instagram sau să încărcați conținut video pe YouTube Short folosindu-vă de inteligență artificială și încărcând aceste clipuri într-un mod automatizat. Astăzi vom vedea cum puteți face acest lucru, nu înainte însă de a mulțumi sponsorului nostru. Hellcase te ajută să faci rost de skinuri. Poți depozita bani sau skinuri din inventarul tău pentru a deschide cutii pentru a face upgrade în felul ăsta mărind valoarea skinului câștigat. De asemenea, poți face battle cu alți jucători, iar dacă valoarea skinurilor tale este mai mare, cu Hellcase ești câștigat. Folosește codul ale pentru a câștiga și mai mult la depozitare. Iar acum haideți să vedem cum anume putem face ceea ce am spus mai devreme. Ei bine, sunt anumite site-uri ce folosesc inteligența artificială ce vă pot împărți un videoclip în mod automat în mai multe părți, creindu-vă, așa cum spune și aici, virală shorts, adică clipuri scurte care să fie virale. În felul acesta veți putea într-un mod foarte rapid să creați mai multe părți dintr-un video lung. După cum știți, majoritatea site-urilor ce folosesc inteligența artificială necesită logare fie cu adresă de mail, fie cu Facebook, fie cu contul dumneavoastră Google. După ce v-ați logat pe acest site, să spunem, prin metoda aleasă de dumneavoastră, puteți să introduceți linkul unui videoclip, copiați linkul de pe orice platformă, eu voi copia de pe YouTube, voi introduce aici linkul și voi apăsa butonul generate. În timp ce acest site lucrează, voi merge pe un alt site unde la fel m-am logat în prealabil. Site-ul se numește Opus clip Și aici, fie introduc un clip în acest format din calculatorul meu, fie introduc la fel linkul. Haideți să introducem același link. Aici avem posibilitatea de a alege câte secunde să aibă clipul nostru scurt. 30 de secunde, 60 de secunde, între 60 și 90 de secunde sau între 90 de secunde și 3 minute sau putem lăsa pe auto. Haideți să alegem și noi între 30 și 60 de secunde. Deci să punem aici undeva la un minut. Și apăsăm acest buton unde ne spune că putem obține clipurile noastre cu un singur click. Avem aici mai multe informații despre clip și de asemenea și procentajul în care se face procesarea și analiza clipului. Ne spune aici că vom primi o notificare pe adresa de mail în momentul în care procesarea a luat sfârșit. Între timp avem aici videoclipul nostru împărțit în mai multe părți, incluzând și textul pentru a putea face traducerea. Dacă vreți să editați acest clip, puteți să faceți acest lucru introducând text pe imagine sau modificând textul extras. Puteți să faceți acest lucru și de aici. În momentul în care doriți să exportați acest videoclip, adică să îl salvați, aveți posibilitatea de a alege generarea subtitrării și de a se face un crup. Dacă apăsați butonul export, vă va spune că acest lucru vă costă pe lună 23 sau 63 de dolari pentru 10 videoclipuri sau 30 de videoclipuri, dar mai jos aveți posibilitatea de a returna banii în cazul în care alegeți unul dintre aceste planuri în 14 zile dacă nu sunteți mulțumiți de acest tool. Nu știu dacă returnarea banilor se face cu adevărat, Vom trece însă la cel de-al doilea, tool, și aici aveți posibilitatea de a face editare, aveți de asemenea posibilitatea de a trimite acest videoclip direct către anumite rețele de socializare sau prieteni și aveți butonul de download. În momentul în care apăsați butonul download, veți avea posibilitatea de a descărca acest videoclip în mod gratuit. Spre deosebire de acest site, unde trebuie să plătiți, într-adevăr vă puteți lua bani înapoi în 14 zile, motivând anumite nemulțumiri pe care le-ați avut legate de tool, dar aici puteți să faceți downloadarea în mod gratuit și acesta este Acum rezultatul. Să vedem despre ce este vorba. Așa cum v-am spus, voi prezenta o aplicație gratuită care vă poate ajuta să vă recuperați informațiile șterse în mod accidental sau dacă le a șters crezând că nu mai aveți nevoie de ele și acum doriți să le recuperați, o puteți face utilizând aplicația PhotoRec, aplicație care este foarte ușor de folosit. Tot ce trebuie să faceți este să scrieți pe Google PhotoRec, așa cum vedeți în imagine. Veți ajunge pe această pagină, vom merge și vom downloada această aplicație în funcție de sistemul de operare pe care l-avem, fie pe 32, fie pe 64, fie Mac, fie Linux. Eu voi descărca această aplicație pentru Windows 64, o voi salva pe Desktop, voi dezarhiva această arhivă. Voi deschide acest folder. Și acesta, aplicația, pe lângă faptul că este gratuită, este și portabilă. Va trebui să-i după cum vedeți, pe lângă faptul că s-a făcut segmentarea videoclipului sau tăierea videoclipului în mai multe porți, s-a introdus și textul foarte corect, deci nu a mai trebuit să introducem noi manual textul. De aceea spun că acest tool poate fi foarte util în momentul în care doriți să creați videoclipuri scurte pe care să le publicați pe TikTok, pe Instagram sau pe YouTube Short. Mai avem aici încă o oră și 26 de minute de editat videoclipuri scurte din anumite videoclipuri lungi, dar dacă alegeți o altă metodă de logare către acest site, puteți să prelungiți acest timp la nesfârșit. Sper că acest videoclip să vă fi făcut să înțelegeți cum anume se pot crea videoclipuri virale pe care să le postați pe diferite site-uri, clipuri cu ajutorul cărora de ce nu să generați și venituri? Dacă acest videoclip vi s-a părut interesant, vă invit să apăsați butonul de like, distribuiți-l, abonați ți vă dacă nu sunteți abonați și odată cu abonarea apăsați și clopoțelul de notificări. De asemenea, dacă doriți să continui munca pe acest canal, apăsați și butonul alături devenind membru.